După tresărirea de orgoliu avută în derbiul cu marea rivală Steaua, Dinamo revine astăzi în fața propriilor suporteri și încearcă să le ofere un nou succes notabil în Liga Națională. Bun găsit, prieteni ai basketului! Urmează meciul în care albi-roșii primesc vizita campioanei României, CSM CSU Oradea, în deschiderea etapei cu numărul 20. Este domnul Constantin Ioan din București. O rundă ce mai programează astăzi întâlnirea dintre BC Mureș, Târgu Mureș și Steaua CSM Exim Bank. Partida din fieful vicecampioanei va putea fi urmărită tot aici pe DigiSport 3. Cu începere de la ora 19. Ștefan cel Mare, gazdele au un moral foarte bun după ce au legat pentru prima oară victoriile în acest sezon, unul per total slab pentru Dinamo, care se află pe locul 9 cu doar 5 meciuri câștigate în 17 etape. Jucătorii pregătiți de Eugen Ilie au produs însă, așa cum spuneam, o mare surpriză învingători pe terenul Stelei și au mai câștigat la vizita unei alte echipe cu un lot foarte bun, SCM-ul Craiova. De partea cealaltă, Oradea are 10 victorii și 7 înfrângeri, locul 6 la egalitate cu PCM-ul Pitești. Deținătoarea trofeului dispută astăzi ultimul meci de campionat înaintea duelului cu turcii de la Ușac Sportiv, programat săptămâna viitoare în optimile FIBA Europe Cup și vine după un eșec la limită suferit în Liga Națională. Echipa lui Cristi Achim a cedat 84-85 după două reprize de prelungiri. Deplasare la BC Timișoara, în care a pus astfel capăt unei serii de 3 succese la rând obținute de Bihoreni. Iată și lotul de care dispune astăzi Cristi Achim. Ne aflăm așadar în Ștefan cel Mare, sala cu o capacitate de 2500 de locuri. Arbitrii partidei din această seară, i-a spus puțin mai devreme, sunt Marius Ciurin, Dragoș Nicolae și Costin Bogdănescu. În etapa cu numărul 20, tot astăzi liderul U-Banca Transilvania Cluj va primi de la ora 19 vizita lui Phoenix Galați. Se mai joacă la Baia Mare, unde va evolua în această seară BC Timișoara. Și de asemenea, în închiderea rundei, la Pitești, unde va veni SCM-ul Craiova. Meciul va fi luni și va fi de asemenea transmis în direct de DigiSport. Primele indicații date de cei doi antrenori în Ștefan cel Mare. În meciul tur, Oradea a bifat o victorie lejeră, 77-66. Martin Zinu a fost atunci principalul realizator al bihorenilor cu 19 puncte. Dinamovistului Dungerski i-au lipsit 3 recuperări pentru a realiza un triple-double. A avut 11 puncte, 10 pase decisive și 7 rebounduri. Oradea o poate egala astăzi pe Dinamo, care conduce 12-11 la întâlnirile directe împotriva bihorenilor. La
adversarii celor două echipe își fac apariția pe parchet. Îi vedem la Oradea pe Martin Zino și Sean Denison alături de ei. Vor mai intra Franco Mirkovic, Andrei Mandache și Titus Nicoară. De partea cealaltă, Eugen Ilie i-a trimis în teren pe Dungerski, Marco Șutalo, Danilo Tașic, Radu Vârnă și pe pivotul muntenegrean Raiko Klijajcevic. Oradea câștigă angajamentul 1-1 și are așadar prima posesie a partidei din deschiderea etapei cu numărul 20. Nicoară pătrunde și scoate la Mandache, se schimbă partea, ninge ajunge la Martin Zino. Blocajul lui Nicoară, combină cei doi jucători. 7 secunde din acest prim atac al bihorenilor. Pe stepec încearcă să înscrie Mirkovic. Aruncarea este scurtă, face însă reboundul ofensiv Denison. Și Oradea rămâne în posesie. Aruncă și Zino, precis, americanul de 32 de ani, care vine cu primele puncte ale partidei. Dungerski acum pentru Dinamo. Scoate în 45 de grade, o pătrundere, o minge ratată însă de Radu Vârnă. Da, și aici aproape de intercepție, mingea ajunge totuși la Mandache în colț. Nicoară angajat, își face loc. Ratează însă semicârligul. Foarte bună această pasă pentru țâșnirea lui Radu Vârnă. Asistul i-a aparținut lui Tașic. Și Dinamo înscrie la rândul ei primele puncte, primele sale puncte în această partidă. Zino joacă acum cu spatele la coș, l-a fixat în spațiul de 3 secunde pe Vârnă și a obținut faultul. O apariție în spațiul de 3 secunde a lui Titus Nicoară și două puncte ușoare pentru basketbalistul de 2,02 m, care a beneficiat la această fază de un blocaj foarte bun. Nu au comunicat în apărare albroșii. Șutalo, o minge care a trecut pe la Klijajcevic, a greșit însă muntenegreanul. Tranziție ofensivă a oaspeților, intervenție tardivă a lui Tașic și sunt două puncte pentru Oradea. Zino apare târziu în fața lui Radu Vârnă, care nu profită însă de aruncarea deschisă. Mirkovic acum se duce pe centru, încearcă o continuare la Denison și este faultul lui Dungerski. Prima greșeală personală a fundașului sârb. Rămas să se apere la această fază la cel mai înalt jucător de pe teren, Sean Denison. 2,10 m. Din nou se apropie foarte ușor pe repunere de coș Titus Nicoară, care ratează însă din acea poziție foarte bună și faultează apoi ofensiv. Numărul 14 la Oradea, Titus Nicoară, prima greșeală personală. Dungerski a cerut lui Vârnă să traverseze, lasă acum pentru o aruncare din căciula lui Klijajcevic, ezită însă muntenegreanul și rămâne fără minge. Mirkovic accelerează, i-a pasat lui Mandache, intră mingea la Nicoară, din nou Mandache, combină cei doi jucători. Nicoară o pasă bună la Denison, blocat însă la această fază de Tașic, un capac spectaculos pus de sârbul de 2,02 m. Pierde însă și Dinamo mingea și de data aceasta Denison finalizează pe slam. Dinamo se desprinde și Eugen Ilie cere primul timeout al acestei partide. Noi revedem capacul lui Tașic. Apo-
apoi finalizarea la care Denison nu le-a mai lăsat nicio șansă adversarilor să intervină. Două turnover de care profită în debutul acestei partide cei de la CSM CSU Oradea. Dinamo cu o singură reușită până acum. Eugen Ilie a încercat să-și monteze elevii după începutul mai bun al oaspeților. Tehnicianul Dinamo Vist îl trimite în teren și pe Devin Mitchell. Iată-l pe Mitchell, care încearcă acum să primească în post-up, l-a apărat la intercepție Zino, care continuă să stea foarte aproape de el. Se duce pe pătrundere Dungerski. Mitchell cu reboundul ofensiv, nu reușește însă să înscrie nici el. Da, și ce a oprit foarte bine acolo o tranziție ofensivă a bihorenilor. Se repliază dinamoviștii. Zino caută culoarul de pătrundere, blocat și Zino de Radu Vârnă. Două capace spectaculoase reușite de Alb Roșii în debutul acestei partide. Iată-l și pe fundașul de 1,90 m, care reușește să-l oprească pe Zino, unul dintre cei mai atletici basketbaliști din Liga Națională. Vedem dacă Dinamo va reuși să transfere și în ofensivă energia bună pe care a arătat-o până acum în apărare. Reclamă un faul la această fază. Kliajcevic, arbitrii, lasă jocul să continue. Zino pasă peste toată apărarea, aruncă din 45 de grade și înscrie prima triplă acestei partide. Andrei Mandache. Kliajcevic ratează din căciulă. Dinamo rămâne cu doar două puncte marcate. Acum când ne apropiem de jumătatea primului sfert și iată-l pe unul dintre arbitrii care se resimte după un contact cu Radu Vârnă. Este vorba chiar de Marius Ciulin, șeful brigăzii din această seară. Vârnă nu s-a putut echilibra și din inerție l-a lovit pe Ciulin, care continuă însă jocul. Radu Vârnă schimbat între timp de Eugen Ilie. A intrat la Dinamo și capitanul Alb Roșilor, Iulian Orbeanu, o nouă minge câștigată în apărare de Oradea, care nu reușește să puncteze pe tranziție ofensivă și se așează acum pe pozițional. Mirković, o nouă accelerare foarte bună, lasă la Denison și este un fault comis de Orbeanu. A venit târziu jucătorul de 2,04 m. Nu l-a mai putut opri decât cu prețul acestui fault pe Denison, care merge din nou la linia aruncărilor libere. De data aceasta le înscrie pe amândouă. Am intrat în a doua jumătate a primului sfert. Dinamo încearcă să-și intre în ritm. Șutalo pe catch and shoot, specialitatea casei. Sparge gheața după o serie lungă de ratări și reface moralul cu echipierilor cu această reușită spectaculoasă. Dungerski față în față cu Mirković, mingea trece pe la Denison și Angela Zino. Zino pe mâna stângă în duel cu Mitchell, a scos la Mirković. Iar campioana României mai reușește o triplă.
Început foarte bun de partidă pentru băieții lui Cristian Achim. Vă spuneam, astăzi e ultimul meci de campionat înaintea duelului cu Murat Beiu, Șac Sportiv. În ultimile FIBA Europe Cup, Orbeanu cu primele sale puncte în această partidă. Reduce din deficit, este 7-16. Peșutalo, care încearcă și el să-și monteze din teren cu echipierii. Încercarea lui Dinamo de a reveni în această partidă. Denisan îl așteaptă pe Mirkovici la handoff. Continuă fundașul sârb. Excelent a curs această fază a bihorenilor cu o continuare a lui Denisan pentru acest coș cu fault marcat de Titus Nicoară. A venit târziu pe rotație Mitchell. Divan Mitchell, prima greșeală și a oferit posibilitatea unui 3-point play internaționalului român în vârstă de 29 de ani. Nicoară ratează libera suplimentară, rămâne 7-18. O accelerare a lui Dinamo, Șutalo nu se sincronizează însă cu Orbeanu, care nu se aștepta la acea pasă. Era preocupat să ia poziția la urmărire, anticipând o aruncare a lui Șutalo. Denison cu un blocaj de acela la Alpanou, se joacă cu switch și Dungerski rămâne la Denison. Mingea era în stânga și până la urmă este trimisă în out de Mitchell. Repune Mandache, Denison se apropie hotărât de inel. Ratează tranziția ofensivă a albroșilor. Mitchell îl scoate în afara terenului pe Mandache, care este sancționat cu greșeală antisportivă pentru încercarea de a-l ține pe american la această fază. Nu, un fault antisportiv fluierat la intervenția lui Zino. Greșeală antisportivă. Da, vor fi două libere și posesia pentru Dinamo. Marco Șutalo. Posesie Dinamo București. Șutalo înscrie ambele libere. Tot el la minge după repunere și se dă fault ofensiv la acest blocaj făcut de Orbeanu. Fault ofensiv, Iulian Orbeanu, a doua greșeală personală. Oradea din nou în ofensiv, o pasă care a venit puțin în spate lui Titus Nicoară. A reușit însă să coboare foarte bine, să iasă foarte bine din acel blocaj. Încă două puncte pentru el. Iată o replică rapidă pe mâna lui Devin Mitchell. Se implică și americanul de 33 de ani în ofensiva lui Dinamo. Albroșii au mare nevoie de punctele lui. Mirkovici ratează. Tașici caută o continuare pe tranziție ofensivă. Atac acum inelul și înscrie de lângă Denison. Foarte frumos a finalizat și sârbul de 2,02 la această fază. Iată-l cu capul sus, a văzut cum este așezată apărarea. Și a atacat coșul. Orbeanu acum cu mâna sus în fața lui Denison, destul de departe însă de pivotul american. Denison cu un început foarte bun de partidă. Ambii pivoți ai campioanei au un prim sfert reușit în Ștefan cel Mare, Denison și Nicoară, iar Mirkovici trage de afară la această fază. Un nou rebound ofensiv pentru Oradea, făcut de Titus Nicoară, care are 8 puncte și 3 recuperări. Martin Zino a încercat să-l păcălească după fentă pe Tașici, s-a aruncat în adversarul lui, dar Tașici a stat foarte bine la această fază.
Ciutalo faultat de Martin Zino, a doua greșeală personală a liderului Oradiei. Schimbare la Dinamo, iese Ormeanu și intră pe parchetul numărul 3 Stănescu. Și schimbare și la Oradea, iese Zino și intră pe numărul 24 Nicolescu. Schimbări de ambele părți, la Oradea a intrat Bobe Nicolescu, la Dinamo Cezar Stănescu. Devin Mitchell încearcă să-l fixeze pe Nicolescu în spațiul de 3 secunde. Până la urmă, mingea ajunge la Tasic. Un nou coș foarte frumos pentru basketbalistul de 24 de ani. Semi-cârlic, presat de timp, într-o poziție dificilă. Will Franklin a preluat atribuțiile de coordonator la oaspeți. Mandache, a doua lui triplă în această partidă. Mandache, 3 puncte pentru Oradea. Trei din 5 de afară pentru Oradea în acest prim sfert. Dinamo cu o singură reușită de afară, dar iată-l pe Devin Mitchell, care scutură plasa din 0 grade. 10 puncte din nou între cele două echipe și este finalul primului sfert. Oradea n-a mai avut timp pentru o aruncare. Trebuie să rectific scorul. După primele 10 minute de joc este de 18-25. A fost contorizată și acea triplă a lui Devin Mitchell. Spuneam, Oradea a tras mai bine de afară în primul sfert, stă de asemenea mai bine și la aruncările de 2 puncte, unde are un procentaj de 46%, 7 din 15 Dinamo, cu 2 coșuri de 3 și 5 din 11 la aruncările de 2 puncte. La recuperare este deocamdată egalitate, cu mai multe rebounduri ofensive pentru oaspeți. Sean Tennyson și Titus Nicoară, un prim sfert bun în Ștefan cel Mare. Revedem ultima fază a sfertului inaugural. O minge care a ajuns la Devin Mitchell, lovită de piciorul lui Ciutalo. Arbitrii nu au observat acest lucru. Și Mitchell, deocamdată principalii realizatori ai lui Dinamo, cu câte 5 puncte a început sfertul secund. Un nou turnover al gazdelor la acțiunea lui Dungerski. Deci un punct deocamdată pentru basketbalistul de 30 de ani, care a dat două pase decisive. Se fluieră fault antisportiv și împotriva lui Dinamo. Dungerski sancționat la această fază, la care, iată, nu a avut nicio intenție de a juca mingea și l-a ținut pur și simplu pe Tennyson. Discutând în același timp cu colegii lui, avea o problemă cu felul în care era așezată apărarea. A simțit că Tennyson va coborî pentru a ieși din acel blocaj pentru două puncte ușoare. A preferat să își țină adversarul. Pașalici intră pentru prima oară în această partidă. La oaspeți, alături de el pe parchet, Franklin Nicoară, Bobe Nicolescu și Sean Tennyson. Tennyson ratează aruncarea din întoarcere. Tasic, Dungerski, Mitchell, Vârnă și Ciutalo pe parchet pentru Dinamo.
Mitchell Allen post up, ce frumos a așteptat coborârea lui Vârnă. Un asist încântător al lui Tevin Mitchell și Dinamo se apropie la două posesii. Franklin față în față cu Dungerski. Handoff-a lui Denison pentru Pașaliș, combina cei doi jucători. Denison îi trimite în colț lui Nicolescu, care aștepta de mult acolo liber. Vârna a reușit să vină cu mâna sus în fața lui, iată-l acum ciocnindu-se de Titus Nicoară după fluierul arbitrului. S-a dat fault la această intervenție dură a lui Mitchell. Mitchell, a doua greșeală personală, Nicoară, două libere. Din 7 până acum la libere pentru CSM Oradea, care se desprinde din nou 27-20. O rupere de rima lui Dungerski, nu l-a păcălit pe Franklin. Shutalo din nou pe catch and shoot, își încarcă aruncarea și reușește să contribuie cu încă o triplă. Nicolescu trimite direct la adversar, intercepție pentru Dungerski. Vârnă presat, Dungerski din nou pentru Shutalo, care îi trimite din prima lui Mitchell. Foarte frumoasă prelungirea lui Shutalo. Time out Oradea și greșeală personală numărul 24, Nicolescu. Jucătorul sancționat la această fază. Este din nou timeout în Ștefan cel Mare, în timp de odihnă solicitat de Cristi Achim. După succesul obținut la capătul a două reprize de prelungiri în fața lui CSM Oradea, BC Timișoara o domină în deplasare pe municipal, pe Olimpic Municipal Baia Mare, conduce 33-14. Vă reamintesc că derbiul etapei cu numărul 20 va fi de la ora 19 aici pe Digisport 3. BC Mureș, Târgu Mureș primește vizita Stelei. Steaua încearcă să-și revină după o cădere în Liga Națională, învinsă și de Dinamo, a mai pierdut împotriva Clujului și cu Oradea de asemenea în ultimele etape. Să revenim la jocul din Ștefan cel Mare. Pașalici se simte încrezător, aruncă de la foarte mare distanță și reușește să înscrie. Pașalici, 3 puncte pentru echipa din Oradea. Patru din 5 din spatele semicercului pentru Oradea. Apărarea inteligentă a lui Rareș Pașca. A anticipat foarte bine momentul în care Tași se pregătea să-l învingă și s-a retras, iată, din calea adversarului său, care a comis abatere de pași. Tașici n-a mai reușit să se echilibreze, rămâne cu 4 puncte marcate, are și 6 recuperări.
plus acel capac de senzație la Tennyson. Iată-l pe Tasic, care stă foarte bine și în fața lui Mandache, se dă însă fault la această fază pentru acel braț care s-a văzut foarte bine din acest unghi, brațul pe care Tasic l-a ținut pe adversarul său, altfel intervenția la capac a fost curată. Două triple din tot, atâtea încercări până acum pentru Andrei Mandache, care punctează iată și de la libere, le înscrie pe amândouă 8 puncte alături de o singură recuperare, niciun asist. Cristian Achim mută din nou pe poziția 5, îl odihnește pe Tennyson. A intrat cel mai probabil Bogdan Țibârnă. Într-adevăr, iată-l pe internaționalul român de 2,10 m, făcându-și el debutul în această partidă. 23-32, Dinamo încearcă să reducă din deficit în această partidă, aflată până acum sub controlul oaspeților. Dungerski ratează încă o dată, rămâne cu 0 puncte. Franklin la celălalt panou, mingea trece pe la Pașca și ajunge la Pașalić. Mandache acum. Ultimele 10 secunde ale acestui atac. Franklin aruncă de afară, ratează. Pașalić recuperează ofensiv, nu se sincronizează apoi cu Pașca. Dungerski, un nou lupes cu care îl găsește în colț pe trăgătorul de elită Marco Șutalo. Trei din trei de afară pentru basketbalistul de 34 de ani. Încearcă o capcană acum alb roșii, este însă fault. Șutalo a încercat să-l preseze pe Pașalić, sancționat de arbitri. Greșeală personală, numărul 4, Șutalo, prima greșeală personală. Foarte frumoasă și pasa lui Franklin pentru Mandache. I-a scăpat mingea fundașului bihorenilor. Acum Franklin atacă inelul. Rebound ofensiv făcut și de Țibârnă, care se ridică ușor pe aruncare și pune mingea în coș. A treia minge prinsă la panoul advers de... A cincea, îmi cer scuze... Al cincilea rebound ofensiv pentru Oradea. Radu Vârnă vine și el cu o triplă, acum când am intrat în a doua jumătate a sfertului. Dinamo se apropie din nou, grație preciziei de la mare distanță, o ratare a bihorenilor. Să vedem dacă profită albroșii. Dungerski oprește dribblingul, angajează pe Mitchell. Mitchell se întoarce pe aruncarea de lângă Pașalić și înscrie și el spectaculos. Dinamo vine la o singură posesie. Să vedem replica bihorenilor. Pașalić ratează și el din spatele semicercului. Dungerski față în față cu Franklin, pleacă foarte bine pe mâna dreaptă și obține faultul. Greșeală personală, la data numărul 55, Franklin, prima greșeală personală. Din nou Dungerski, Vârnă încearcă să-l fixeze în spațiul de 3 secunde pe Pașalić. Șutalo din interiorul semicercului ratează, blochează foarte bine defensiv Țibârnă. Mandache
Din nou în căutarea unei triple, ratează de această dată, își strică procentajul de 100%. Dungerski, o rupere de ritm, încearcă floaterul. Nu poate ține apoi mingea pentru Dinamo și Mandache scapă. N-a asigurat nimeni echilibrul defensiv la gazde. Două puncte ușoare pentru Andrei Mandache. Și Eugen Ilie vrea să discute cu elevii lui pe un timeout. CSM CSU Oradea cu o primă repriză solidă în Ștefan cel Mare, are 9 din 20 la aruncările de 2 puncte și 4 triple din 10 încercări. La recuperare este în continuare egalitate, dar bihorenii au mai multe rebounduri ofensive, 5 la 2, per total este 15-15 în lupta la urmărire. Mandache deja în double digits la oaspeți, la Dinamo. Șutalo are și el o primă repriză foarte bună cu 11 puncte. Triplă pentru gazde. A intrat cu numărul 3 Cezar Stănescu. Și Dinamo se apropie la doar 2 puncte. Țâbârnă ratează la celălalt panou. Mandache oprește tranziția ofensivă albroșilor. Jocul din nou întrerupt pentru un timeout. Timp de odihnă cerut de data aceasta de Cristian Achim. Nemulțumit de ofensiva statică pe care a arătat-o la faza de mai devreme Oradea, acea minge care a intrat la Țibârnă, n-a fost nicio circulație după aceea. Da, se pare că a reglat prima oară niște probleme din defensivă care le-a sesizat. Mai puțin de 3 minute rămase de joc din această primă repriză. Zino, Țibârnă, Mandache, Mircovici și Pașalici revin pe parchet. La Oradea, Tașici, Kliaicevici, Sebastian Ionescu, Dungerski și Șutalo pentru gazde. Ratarea lui Kliaicevici, Tașici contribuie și cu un rebound ofensiv. Ionescu comite un turnover cu o pasă direct la adversari, iar Oradea punctează din nou ușor pe contraatac. Da, previzibilă această pasă în căciula lui Ionescu. Tașici din nou își face simțită prezența în ofensivă.
6 puncte cu 3 din 4 la aruncările din acțiune pentru basketbalistul de 2,02 m. Încearcă acum și o intercepție, mingea ajunge însă la Martin Zino. Seburn încearcă și el de afară după ce Supano n-a reușit să puncteze și vine într-adevăr cu a cincea triplă a campioanei în această partidă. Șutalo a încercat să dea replica. Încă o șansă pe această posesie pentru albroșii. Tijajcevic judecă și el foarte bine această fază. A încercat prima oară să continue la Tașici. Apoi a atacat inelul, văzând acel spațiu lăsat de adversari. Aici muntenegreanul a încercat și el să-i provoace un turnover lui Țibârnă, care a sesizat însă intenția lui și n-a împins foarte tare. Două puncte ușoare, se joacă cu garda jos pe finalul primei reprize și Dinamo este din nou aproape, este în partidă, 40-42. Oradea a avut un avans consistent. Acum sunt 4 puncte. După ce mingea a intrat ușor la Țibârnă, o ultima aruncare pentru albroșii. Este scurtă încercarea lui Kliajcevic din spatele semicercului. Se termină așadar prima repriză. O repriză dominată per total de campioana antitră, dar Dinamo a arătat încă o dată spiritul de luptă cu care a reușit să le învingă pe Steaua și pe Craiova și până la urmă rămâne doar la 4 puncte în urmă. Este pauză în Ștefan cel Mare, ne întoarcem după aproximativ 13 minute. Ne-am întors în Ștefan cel Mare de CSM, CSU Oradea are un avans de 4 puncte după prima repriză a partidei cu Dinamo din startul etapei cu numărul 20. Este 40-44, după ce primul sfert a fost dominat autoritar de campioana antitră. Un start lent al albroșilor, care au marcat doar 2 puncte în primele 5 minute. Prima perioadă de joc s-a încheiat 25-18 pentru Oradea. Apoi albroșii au echilibrat disputa în actul secund, pe care l-au câștigat cu 22-19, grație în mare parte aruncărilor de afară, două triple în plus pentru Dinamo, care are un procentaj superior de asemenea la aruncările din acțiune și domină până acum lupta la urmărire, 18-16. Mai multe rebounduri ofensive însă pentru Bihoreni. A început sfertul al treilea, un fault obținut de Titus Nicoară, care este al doilea marcator al echipei conduse de Cristi Achim, cu 9 puncte. Mandache și Țibârnă de pe bancă au înscris 10 în prima repriză. De partea cealaltă, Șutalo cu 11 puncte, 3 din 4, îmi cer scuze, din spatele semicercului, secundat de Tașici, care a avut o contribuție solidă cu 4 din 5 la aruncările din acțiune, 8 puncte alături de 6 recuperări pentru basketbalistul sârb. Devin Mitchell are și el 9 puncte după această reușită, care o ține aproape pe Dinamo, 42-44. Oradea începe sfertul al treilea cu Denison, Nicoară, Mandache, Mirkovic și Zino pe parchet. Martin Zino, o singură reușită până acum. La Dinamo, Eugen Ilie i-a trimis în teren pe Dungerski, Șutalo, Tașici, Orbeanu și Devin Mitchell. Este și Orbeanu,
aici într-un duel cu Denison, pivotul campioanei. Ajunge la un total de 9 puncte după coșul reușit mai devreme. Dungerski sparge și el gheața în această partidă. Primele puncte pentru fundașul de 1,90 m. O nouă triplă pentru Dinamo, care se apropie la o singură lungime, 45-46. Albroșii în căutarea celui de-al treilea succes la rând în Liga Națională, după ce au câștigat cu marea rivală Steaua și au mai învins-o pe SCM-ul Craiova. Dungerski încearcă să se implice din nou în ofensivă, vrea să joace acum în post, apând duelul cu Mirković. Denison ajută și îl blochează pe sârb. O pasă bună a lui Mandache, dar Zino comite turnover, face pași, n-a reușit să se oprească. Și Dinamo poate prelua acum pentru prima oară avansul în această partidă. Oradea a condus la 11 puncte în sfertul al doilea. Mitchell ratează, se cere din nou abatere de pași. A fost oricum turnover la pasa greșită de Martin Zino și Dinamo punctează și preia într-adevăr avantajul, 47-46. O nouă reușită pentru Danilo Tasic, care intră și el în double digits la gazde alături de Șutalo. Aproape de intercepție Dungerski, continuă însă faza pentru Oradea, greșește Mirković. Mitchell nu reușește nici el să se oprească și este un nou turnover și pentru albroșii. A încercat să-l depășească cu această schimbare de direcție pe Nicoară, dar i-a alunecat pivotul. Time-out cerut de Cristi Achim. Oradea a pierdut inițiativa. Iată un schimb de replici destul de aprins între tehnicianul campioanei și Martin Zino. I-a reproșat acel turnover, iar americanul de 32 de ani a răspuns pe un ton destul de ridicat. Martin Zino în continuare pe teren pentru formația bihoreană. Fault comis la această fază de Șutalo, cel care l-a ținut pe Mandache. A doua greșeală personală pentru liderul albroșilor. Denison aruncă de la semidistanță și o aduce din nou un avantaj pe Oradea. De 11 puncte pentru Sean Denison, care devine principalul marcator al bihorenilor. Denison acum încearcă să-l preseze sus pe Șutalo. Sancționat cu fault, este doar prima lui greșeală personală. Dungerski caută culoarul de pătrundere, lasă pentru două puncte ușoare pe mâna lui Orbeanu. O apărare amorțită, moale, a campioanei Mirković. Puntează repede la celălalt panou. Le face semn acum cu echipierilor să comunice mai mult în apărare.
după ce Dungerski a pătruns foarte ușor la faza de mai devreme. Prinsă și de această dată pe picior greșit apărarea bihorenilor. O pasă foarte bună a lui Orbeanu pentru finalizarea lui Tașici. Își continuă recitarul ofensiv basketbalistul de 24 de ani. Are 12 puncte și este în cărți pentru un double-double în această seară. Îi mai trebuie 4 rebounduri. Mandache ratează de afară. S-au mulțit ratările din spatele semicercului pentru bihoreni. 4 din 12 la acest capitol au elevii lui Cristi Achim. Dungerski încă 2 puncte după ce se desprinde de adversar și se duce până în coș, un spațiu imens rămas pe centru. Centrul defensivei Moradiei. N-a ajutat niciun jucător acolo. Acum o pasă bună a lui Nicoară pentru Mandache și iată că până la urmă găsesc și bihorenii o triplă. Două coșuri de 3 în plus în acest moment pentru Dinamo. Avem egalitate în Ștefan cel Mare, Șutalo cu blocajul de la Orbeanu, nu s-a putut ridica pe aruncare, Tașici pleacă de sus și îl depășește ușor pe Nicoară. Finalizează chiar la această fază, coșul nu este valabil. A doua greșeală personală pentru Titus Nicoară. Dungerski se uită să vadă cât timp mai are la dispoziție. Mitchell blocat de Zino. Mingea îi revine însă lui Devin Mitchell. Se dă fault ofensiv. Mitchell s-a grăbit să arunce. Era finalul atacului. Foarte bine a venit, iată, Mirkovici. Și l-a blocat la această fază. Genilie apelează din nou la muntenegreanul Rajko Klijajcevic, cel care a avut o evoluție slabă până acum, o singură reușită din acțiune, alături de 4 recuperări. Suntem în a doua jumătate a sfertului și într-adevăr Klijajcevic ia locul lui Orbeanu. Aruncare deschisă de care profită Branko Mirković. Începe să-și intre mână și coordonatorul campioanei după o primă repriză ștearsă. Are 8 puncte în acest moment. 2 triple, ambele marcate în acest sfert al treilea. Dungerski pe tușă. Foarte bună și continuarea pentru finalizarea lui Klijajcevic. Ciotlăuș a fost autorul asistului de mai devreme, Marius Ciotlăuș. Aruncat și el în luptă de Eugen Ilie Mirković. Are din nou timp să-și încarce aruncarea. Dinamo nu găsește soluții pentru a opri tirul basketbalistului de 35 de ani și Eugen Ilie este nevoit să ceară un timeout. Oradea preia încă o dată inițiativa în această partidă din deschiderea etapei cu numărul 20. Vedem discuții încinse și pe banca albroșilor după ce mai devreme am asistat la acel dialog dintre Cristian Achim și Martin Zino. Vă reamintesc derbiul rundei. Va fi de la ora 19, tot aici pe DigiSport 3. PC Mureș, Târgu Mureș primește vizita Stelei. În imagine, unul dintre mari absenți ai oaspeților, Uroș Lucic, încă o dată indisponibil în acest sezon. Sezon cu multe probleme medicale pentru Cristian Achim, care n-a putut practic niciodată să ruleze tot lotul, să aibă la dispoziție tot lotul valid. Sean Barnett și el în continuare accidentat.
S-a reluat jocul, să vedem cum reacționează albroșii după timeout. Dungerski, apărat de Zino, încearcă să bage mingea la pivot, previzibilă acea pasă. Au strâns mai mulți jucători ai Bihorenilor în spațiul de 3 secunde. La celălalt panou ratează Nicoară. Da, și-și face rebound-ul și împinge acum în atac. N-a avut nicio continuare pe tranziție ofensivă. Îl vedem pe Zino rămas să-l apere pe pivotul dinamoviștilor. Tașic îi pasează în sfârșit lui Krijajcevic, dar este abatere de 3 secunde. A stat într-adevăr foarte mult sub coș pivotul dinamovist, care a încercat să profite de acel mismatch în care era apărat de Martin Zino. Zino traversează acum, luat în primire de Radu Vârnă, revenit pe parchet la Dinamo. Mirković continuă această fază, lasă pentru Nicoară, care parcă nu s-a așteptat la această pasă. A încercat să arunce repede de pe vârfuri. Un nou capac pentru Dinamo, al treilea. În această partidă, 55-59. Au fost momente cu ratări de ambele părți. Iată-l și pe Mandache, care ratează acum din spatele semicercului. Zino și Șutalo se bat pentru această minge. Arbitrile dau câștig de cauză oaspeților. Decizia este însă întoarsă. Decizia este întoarsă, să vedem și reluarea. Dinamo în ofensivă și Krijajcevic punctează. O dată se apropie albroșii după acea fază controversată în care mingea a apărut într-adevăr că a fost trimisă în aut de Șutalo, așa cum s-a dictat inițial. Zino s-a uitat să vadă cât timp mai are la dispoziție mingea trimisă la Denison. Nicoară aruncă până la urmă. Ratează din spatele semicercului. Tașici pentru Vârnă. Din nou Tașici. Se repliază Bihorenii. Au încercat să joace blocaj, ieșire Dungerski și Krijajcevic. S-a dus pe tușă fundașul sârb. Abatere de picior. Abatere de picior și Dinamo rămâne în ofensivă. Rareș Pașca din nou pe teren pentru Oradea. Șutalo. Dungerski se întoarce pe tușă, caută o continuare în spațiul de 3 secunde, n-a venit însă nimeni acolo. Tașic. Și se dă din nou abatere de 3 secunde. Abatere de 3 secunde, posesiune. Albroșii nu reușește să creeze o oportunitate de aruncare. Oradea revine în ofensivă. Mandache foarte sigur pe el, încă o dată își încarcă aruncarea de afară și punctează. A patra triplă în această partidă pentru internaționalul român, 4 din 7 din spatele semicercului și Mandache este în acest moment principalul realizator al Bihorenilor cu 16 puncte. Denison și Mirković au câte 11. Iar Țibârnă este și el în double digits, nu a jucat deocamdată în repriza secundă. Tașic o ține aproape pe Dinamo. 14 puncte pentru basketbalistul de 24 de ani. Mandache ratează de data aceasta de afară. Ne apropiem de finalul sfertului. Tașic contribuie și cu un rebound defensiv, îi mai trebuie o recuperare pentru a realiza un double-double în această seară și se dă din nou
fault antisportiv. Mandache a mai fost sancționat odată cu astfel de greșeală în prima repriză. Două libere și posesia pentru Dinamo, care poate prelua din nou avantajul. Una din două de la libere pentru Dungerski, 60-62. Foarte puține libere trase până acum de băieții lui Eugen Ilie, care au însă o precizie bună din spatele semicercului, 7 din 13. Aici Pașca încearcă să-l apere la intercepție pe Tașici. Albroșii au jucat bine cu mingea sus, de unde să fie angajat jucătorul de 2,02 m. Dungerski a repus cu ceva dificultate până la Kliajcevic. Din nou fundașul lui Dinamo îl păcălește cu un crossover pe Zino, care a reușit cumva să se replieze cu mâna sus, dar Dungerski a găsit totuși coșul de la semidistanță și avem egalitate din nou în Ștefan cel Mare, 62-62. Mirkovici, blocajul de la Tennyson, coboară acum pivotul american. Zino încearcă tripla din colț și înscrie într-adevăr. Zino, începe și Martin Zino să-și intre în ritm. A fost doar a doua lui reușită din acțiune în această partidă. A noua triplă pentru Oradea. Care după câteva retări din spatele semicercului și-a reglat din nou tirul și a preluat totodată inițiativa. Un turnover pentru Dinamo și se termină sfertul al treilea, fără ca albroșii să mai poată arunca o dată în această perioadă de joc. O perioadă de joc câștigată la limită de gazde cu 22-21, iar sfertul decisiv va începe cu Oradea în avantaj, 65-62. Vă spuneam, 9 din 20 din spatele semicercului pentru Oradea, care are per total un procentaj de 50% la aruncările din acțiune și conduce în lupta la urmărire, o luptă foarte strânsă. Este 19-18 în favoarea bihorenilor, câteva dintre cele mai importante reușite din sfertul al treilea. Devin Mitchell și Sean Tennyson s-au evidențiat în această perioadă de joc. Danilo Tașici și Mandache, principalii protagoniști de până acum ai partidei, jucătorul gazdelor la un pas de double-double cu 14 puncte și 9 recuperări, în timp ce Mandache are 4 din 8 din spatele semicercului pentru un total de 16 puncte. Începe sfertul decisiv, Dinamo are prima posesie în teren cu Dungerski, Șutalo, Vârnă, Iaicevici și Tașici. Căutat de coechipier Danilo Tașici după evoluția bună de până acum, dar iată-l pe Zino care dublează, vine și țibârnă chiar să-l ajute pe Rareș Pașca la această fază. Trei jucători așadar în fața lui Tașici, care obține totuși faultul. Oradea cu Pașca, Franklin, Zino, Pașalici și Țibârnă. În
deschiderea ultimului sfert. Radu Vârnă se duce curajos pe pătrundere și scoate mingea pe sub brațul unui adversar. Dinamo se apropie la un singur punct, 4 puncte pentru Radu Vârnă. Pașca în duel cu Șutalo, bosniacul îi lasă adversarului său tușa și încearcă să facă intercepția din spate, sancționat însă cu fault. Este a treia greșeală personală pentru liderul lui Dinamo. Eugen Ilie îl schimbă imediat și îl protejează în vederea finalului partidei. Martin Zino, catch and shoot, ratează. Dungerski, aruncare scurtă, dar urmărește și prinde tot el. Iată-l încă o dată reușind să câștige mingea pentru Dinamo. Până la urmă faultează Rareș Pașca. Condițiile în care pihorenii au părut din nou anesteziați în apărare și nu au reușit să câștige mingea după ratările lui Dungerski. Cristi Achim îl trimite din nou în teren pe Bobe Nicolescu, va intra și Nicoară, într-adevăr, în locul lui Pașca, a mai ieșit Zino. Devin Mitchell simte că Nicolescu s-a retras și scutură din nou plasa de la mare distanță. Dinamo trece încă o dată în față, 66-65, campioana României solicitată serios înaintea meciului tur cu Murat Beiu Șac Sportiv din optimile FIBA Europe Cup. Dinamo în căutarea celei de-a treia victorii consecutive în Liga Națională. Franklin, culoar de pătrundere, încearcă să înscrie prin depășirea inelului. Încă un rebound pentru Tașici, care este în double-double în această seară. 14 puncte și 11 recuperări. Dungerski, o pasă foarte bună la Kliajcevici. Încercat să dea replica Pașalici. Dinamo arată din nou forța ofensivă cu care a reușit să le învingă pe Steaua și Craiova. Iar antrenorul campioanei antitră, Cristi Achim, este nevoit să ceară timeout în Ștefan cel Mare. Ambele echipe au tras foarte bine de afară în această partidă. Albroșii au în acest moment peste 50% din spatele semicercului, 7 din 13, 9 triple din 21 de încercări de cealaltă parte. Dinamo începe foarte bine ultimul sfert, un run de 6-0 în debutul acestei perioade de joc. S-a reluat jocul. A intrat din nou Cezar Stănescu la... Nu este pe teren. Cezar Stănescu, aceia jucători trimiși pe parchet de Eugen Ilie și iată-l pe Devin Mitchell, care mărește avansul albroșilor.
Cea mai mare diferență de până acum consemnată în favoarea gazdelor. 70-65. Și este turnover pentru Oradea, care vă reamintesc a condus la 11 puncte diferență în sfertul al doilea. Un fault ofensiv fluierat împotriva lui Țibârnă, care nu pare deloc de acord cu această decizie. Să vedem dacă vor profita jucătorii lui Eugen Ilie. Slobodan Dungerski își așează cu echipierii, pasează în dreapta lui Orbeanu. Diajcevic a încercat o continuare la Mitchell, care aștepta în post-up intercepția lui Will Franklin. Franklin caută o continuare pe tranziție ofensivă, vine târziu Pașalic. Mandache din colț, ratează aruncarea peste Mitchell, iar Diajcevic controlează reboundul dintre doi adversari. Mitchell primește acum în poziție de pivot și pasează pentru apariția lui Krijajcevic, Rajko Krijajcevic. Reușește să finalizeze peste Țibârnă la această fază. Pivotul bihorenilor, 8 cm în plus, un nou turnover al oaspeților. Nu se sincronizează Franklin și Mandache. Porterii dinamoviști încearcă și ei să-și împingă favoriții din spate în aceste momente în care echipa lui Eugen Ilie a preluat inițiativa. Dungerski, la care rămâne să se apere la această fază Țibârnă, și din nou abatere de 3 secunde fluierată împotriva bihorenilor. Sunt proteste împotriva albroșilor, îmi cer scuze, sunt proteste de pe banca lui Dinamo. Iar Marius Ciulin a avut un mesaj cât se poate de clar în acest sens. Și până la urmă se pare că a fost un tehnic luat de dinamoviști. S-a fluierat din nou abatere de 3 secunde pentru a treia oară în această repriză secundă din Ștefan cel Mare. Denison cu un blocaj pentru Mirković primește sus, îl așteaptă acum la handoff pe Mandache. Pașalic, catch and shoot, mingea se plimbă pe inel. Mitchell vine și primește Shutalo. Dungerski are spațiu de pătrundere, lasă pentru acest end one al lui Krijajcevic. Rajko Krijajcevic, după o evoluție modestă, are un final foarte bun de partidă. Iar Dungerski își pune încă o dată cu echipierii în valoare și el a avut un start mai lent, o primă repriză modestă, dar acum are 8 puncte și tot atâtea asisturi. Krijajcevic înscrie și libera suplimentară, Dinamo este la 9 puncte în față. Mandache atacă inerul după câteva ratări de afară și pune mingea în coș. Ultimele 5 minute ale partidei. Krijajcevic cu blocajul pentru Dungerski. Sârbul forțează tripla, rebound colectiv al bihorenilor. Shutalo își asumă acest faul pentru a opri tranziția ofensivă a bihorenilor. Nu știu dacă neapărat asta a fost cea mai bună decizie, deoarece Shutalo este în acest moment la un pas de eliminare cu 4 greșeli personale. Siguranță Dinamo va avea nevoie de el până la capătul partidei pentru a reuși să se impună în fața campioanei antitră.
Greșeală personală numărul 45, Eduardo Kulierevic. Prima greșeală personală. Ambele echipe se află în penalizare. Așa cum a anunțat și crainicul sălii din Ștefan cel Mare, ambele echipe sunt în acest moment în penalizare. 4 minute și 19 secunde rămase de joc. Denison, handoff la Mirkovic, combină cei doi jucători. Denison vede foarte bine că Nicoara a rămas nemarcat sub coș. 2 puncte ușoare pentru basketbalistul de 2,02 m, care are în acest moment 11 puncte. Îl egalează pe Denison. Încă un coș cu fault pentru Rajko Krijajcevic. Își face loc muntenegreanul de 32 de ani și reușește să înscrie cu toată opoziția lui Pașaliș, care iată a venit târziu pe rotație în spatele lui. La scenă deschisă primită de Krijajcevic în momentul schimbării, contribuție esențială în acest ultim sfert al partidei cu Oradea, o greșeală de începător a lui Mirkovic. Dungerski atacă inelul, Denison vine la capac și n-a mai avut niciun coleg care să-l oprească și pe Orbeanu. O nouă accelerare a lui Dinamo, care conduce acum la 10 puncte în față. Devin Mitchell vine pe rotații și încearcă să-l oprească pe Denison. Arbitri dau însă fault. Da, era încă mișcare și a pus și acel braț stâng în față. Denison va merge la linia de libere, unde are până acum 3 din 4. Denison înscrie ambele libere, sunt 8 puncte acum între cele două formații, mai puține 3 minute și jumătate până la final. Încă o dată Dungerski arată schema pentru Dinamo, îl pune puțin în dificultate pe Tașici, care recapătă însă controlul asupra fazei, forțează acum coșul de 3 și înscrie spectaculos de sus. Danilo Tașici face un meci mare, are 17 puncte în acest moment. Oradea irosește încă o posesie. Noi revedem tripla lui Tasic, cel care are peste 75% la aruncările din acțiune în această seară. Și este în double-double, cum spuneam, 11 recuperări, toate făcute în apărare. A mai pus un capac spectaculos în debutul meciului și a mai dat 2 pase decisive. Dungerski se concentrează de la libere. Mirkovic destabilizează întreaga apărare dinamovistă cu acea schimbare fulgerătoare de direcție. Se duce până în coș. Vihoreni încearcă un pressing pe tot terenul. Dungerski îi pasează lui Tasic, mingea îi revine. Foarte important aportul fundașului sârb de 30 de ani, un adevărat lider din teren pentru Dinamo, și așează în permanență cu echipierii, îi montează. Dinamo
Punctează încă o dată de afară pe mâna aceluiași Danilo Tasic. A doua triplă consecutivă pentru basketbalistul de 2,02 m. Și Oradea este în corzi pe finalul partidei. Cristi Iachim nevoit să ceară din nou timeout. Un recital ofensiv semnat de Danilo Tasic. Cel care are în acest moment 20 de puncte marcate. Limitele campioanei în titră par să fie din nou testate în acest sezon foarte solicitant, în care băieții lui Cristi Iachim au fost nevoiți să evolueze pe două fronturi. Cu eliminarea din Champions League, unde a făcut o figură onorabilă, Oradea continuă în FIBA Europe Cup. Este singura reprezentantă a României rămasă în competițiile continentale. Va juca săptămâna viitoare, cum spuneam, cu Murat Bey, Ușac Sportiv. Și va încheia, va evolua apoi în derbiul cu UBT Cluj, în derbiul din Liga Națională, în Ștefan cel Mare. A fost o nouă ratare pentru Bihoreni, care a încercat apoi să îl preseze fără succes pe Dungerski. Iată trei jucători veniți la această fază în jurul dinamovistului. Dungerski merge la libere. Pare epuizat fundașul de 1,90 m. N-a stat deloc pe bancă în această seară. Oradea încearcă să revină în triplă și este turnover, nou turnover pentru băieții lui Cristi Iachim. Mandache comite abatere de pași la această fază, decizie corectă. Dungerski, Orbeanu se grăbește, capitanul lui Dinamo a așteptat liber în colț Șutalo. Orbeanu a trimis direct în out. Încă o dată Oradea în căutarea unei triple cu care să revină în partidă. Mandache până la urmă se duce pe pătrundere și înscrie. Eugen Ilie cere imediat timeout. Dinamo mai are două deplasări grele în finalul primei părți a sezonului regulat. Va merge la Galați și la Cluj. Continuă apoi în a doua grupă valorică. Sistem competițional adoptat sezonul trecut. Oradea este în acest moment pe ultima poziție a primei grupe, pe locul 6. Putea fi egalată în această rundă de BC Mureș.
dacă pierde în Ștefan cel Mare, iar mureșenii câștigă derbiul cu Steaua, meci pe care vă reamintesc îl puteți vedea de la ora 19 aici pe Digi Sport 3. Dani Lotaș și căutat în continuare de coechipieri. Obține faultul în această dispută cu Bobe Nicolescu. Este prima lui vizită la linia aruncărilor libere în această partidă, în care, vă spuneam, are un procentaj foarte bun la aruncările din acțiune, peste 80%, doar două ratări din 11 aruncări. Oradea nu reușește să puncteze și timpul se scurge în favoarea albroșilor. Ungerski, aruncare scurtă, Mitchell se bate la urmărire, nu reușește să câștige în fața lui Mirkovici. Devin Mitchell vine tare din spate, dar nu-l mai poate bloca pe Nicolescu. 37 de secunde. Eugen Ilie simte din nou nevoia unui timeout. Chiar dacă elevii lui sunt ca și învingători, la scorul de 89 la 78, este greu de crezut că se mai poate întâmpla ceva. Dinamo cu 60% la aruncările din acțiune în această seară. Evoluție foarte solidă, în ciuda unui start ezitant avut în partidă. Vă reamintesc, doar două puncte înscrise de albroși în primele 5 minute ale confruntării. 9 coșuri de la mare distanță din 18 încercări și 27 din 42 la aruncările de 2 puncte plus 8 din 12 la libere. Dominat autoritar, lupta la urmărire în repriza secundă, băieții lui Eugen Ilie, care conduc cu 38 de rebounduri la 21 în fața campioanei antitră. Șutala o nouă contribuție decisivă pentru formația din Ștefan cel Mare. A readus-o practic în joc înainte de pauză pe Dinamo cu reușitele lui din spatele semicercului. O ratare a lui Țibârnă, care parcă rezumă neputința arătată de campioana României în repriza secundă partidei de la București. Cristi Achim are din nou multe aspecte de reglat înaintea primei manșe cu turcii de la Ușac Sportiv. ...91 la 78. Oradea încearcă să limiteze proporțiile scorului. Mirkovici înscrie într-adevăr din spatele semicercului. Tașici acum controlează fără nicio problemă faza. Dungerski pentru Mitchell, care a beneficiat de ultima aruncare a partidei, dar nu, iată că Șutalo pune capăt acestui joc. El înscrie ultimele puncte și termină cu 15 în total în această seară. Dinamo dă o nouă lovitură
În Liga Națională bifează a treia victorie consecutivă după ce a câștigat cu Steaua și cu Craiova, o învinge și pe campioana în titră. Iată, multă fericire în tabăra alb-roșilor. 6 meciuri câștigate în total de Dinamo, în timp ce CSM, CSU Oradea pierde pentru a doua oară consecutivă în Liga Națională și are în acest moment 10 victorii alături de 8 eșecuri. Dani Lotașić, principalul protagonist al acestei partide, 21 de puncte pentru învingător la Dinamo, mai fost în double digits Dungerski, Șutalo, Kliaevic și Mitchell, de partea cealaltă 20 de puncte pentru Andrei Mandache și 17 reușite de Mirkovic. Eu sunt Tudor Ciurescu, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați fost alături de mine. La o nouă întâlnire cu basketul din Liga Națională, vă spun la revedere. Rămâneți însă pe DigiSport, la ora 19 începe derbiul etapei a 20-a, BC Mureș, Steaua CSM Exim Bank. Seară bună!